Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru din România și, pe cale de consecință, bineînțeles, cea mai bună emisiune de teatru din România. Astăzi, un personaj interesant, un personaj care apare rar, are o formă de discreție, deși culmea are ce spune. Pe vremuri îl vedeam mai des, cumva s-a reprofilat. E și pedagog, e și actor, a cochetat și cu regia, un personaj complex, Nicolae Ionescu. Bine ai venit, Nucu! Bine te-am găsit! Lumea te știe mai degrabă de Nucu. Și cumva, cam toată lumea mă știe de Nucu. Cumva, da. În ultimul timp, cel puțin în mediul teatral, ești mai degrabă asociat Colegiului Octav Băncilă, acolo unde ți-ai făcut o reputație foarte bună de profesor de succes. Da, așa, nu știu dacă sunt un profesor de succes, dar încerc să-mi fac meseria cu pasiune, cu dăruire, cu sacrificiu, cu... Dar spune, discreția asta publică ți-ai programat-o tu sau cumva a părut așa de la sine? Știu, eu cred că mă simt foarte bine în interiorul ei. Noi ne-am intersectat zilele trecute, erai cu bicicleta, eu eram prin copoș și brusc mi-am amintit că există Nicolae Ionescu. Da, da. Un tip pe care actorul Ionescu eu l-am urmărit cu foarte mare interes în trecut și mi-am dat seama că îmi lipsește așa din... Chiar am avut și niște cronici interesante din partea ta, dacă mi-aduc aminte. Ți-am dat și de radere de alea sau... Nu, a fost o cronică foarte interesantă și foarte bună pentru mine. Mi-aduc aminte că una dintre ele a fost la... Pana de automobil, am vorbit mai înainte. Un duel foarte bun. Pus de Irina la Național și care s-a jucat cu foarte multă bucurie, preț cred de vreo 6 ani. 5-6 ani, ceva pe acolo, unul dintre cele mai longevive piese din Național. Totuși, Nucu, tu ai tendința să te revendici mai degrabă din pedagogie decât din actorie în momentul de față sau cumva lucrurile astea sunt amestecate? Nu, sunt amestecate, da, se întrepătrund. Astăzi lucrez, de exemplu, acolo unde este cartea de muncă, da? La Colegiul Național de Artă, Octav Băncilă, sunt profesor de aproape 25 de ani, chiar uite se împlinesc, cred că 25 de ani și e un job pe care îl fac cu foarte mult drag. Ce înseamnă să fii pedagog într-un liceu de artă? Diferențiat de ce înseamnă a fi un profesor într-o universitate, o clasă de actori? Cred că marea bucurie aici este că poți să ajungi la partea de creație cu copiii și poți să te joci un picuț mai mult. Nu ești chiar constrâns de aceste canoane al învățământului rigid de astăzi, care, din păcate, din punctul meu de vedere, sper să nu o supăr pe nimeni, învățământul este un picuț rămas în urmă. De ce? Îi lipsește foarte mult aplicabilitatea, îi lipsește foarte mult capacitatea de a ajunge la bucuria copilului de a crea lucruri noi. Copilul nu creează lucruri noi și o sintetizez în două cuvinte, n-are laboratoare. Da, asta e o mare problemă. Da, această mare problemă este că el în permanență știe că se va întoarce într-un spațiu mare alb gol, unde nu se întâmplă nimic decât cineva scrie pe tablă. Încerci să creezi laboratoare ca profesor? Bineînțeles, și îți întinde o mână tot ceea ce înseamnă arta actorului să poți să construiești situații noi, adică noi materializăm, nu ne propunem în primul rând să-i facem pe copii actori, ca să ne înțelegem. Mai degrabă este un profil foarte subtil de dezvoltare personală. Deși ne vin frecvent, bineînțeles, la facultate. Chiar aseară am avut o întâlnire cu câțiva dintre copiii mei, copii extraordinari de buni și bine pregătiți. Și mulți dintre ei au intrat acum la admiterea din 2024 la Universitatea de Arte George Enescu. Pornind de la regie, arta actorului monitor de popuși și cred că a intrat cineva și la teatrologie. Au știut de la început ce vor să facă? Sau... nici ei nu știu, că n-au cum să știe la clasa 8-a, că noi atunci ne intersectăm prin prima oară la sfârșitul clasei 8-a, când ei de fapt dau un examen pentru a intra pe acest profil vocațional. Un fel de examen de abilitate, nu? Exact, da. Trebuie să demonstreze, bineînțeles, cu notele de matematică și română că poate lua capacitatea cu o notă foarte bună, după care se mediază cu această notă obținută la profilul vocațional. De ce dau ei la actorii? Tu te-ai clarificat care sunt motivele pentru care un copil de vârsta asta... Foarte mulți vin de drag. De drag de, curiozitate, da, de drag de curiozitate, pentru că vor altceva, simt nevoia de a se manifesta într-un anumit fel, le place să vorbească, le place să citească, le place să se pună în situații diferite. Visează să ajungă precum niște modele de ale lor pe care le văd. Bineînțeles, foarte mulți, da, și nici noi nu încercăm să le tăiem acest elan. Bineînțeles că foarte mulți dintre ei se văd pe scenele lumii, se văd în filme, de ce nu? Ai observat că vin cu un bagaj minim teatral? Da, da, mulți dintre ei vin și mulți dintre ei nu vin. Dar demonstrează atunci în fața noastră un potențial extraordinar. Și uite, îți dau un exemplu, ne vin foarte mulți copii din mediul rural. Interesant. Da? Nu că interesanți, rămânem mască, adică copii care au... Copii care au fost, în primul și în primul rând, foarte atenți la viață. Foarte conectați cu viața. Și conectați, da, cu viața, conectați cu viața în cele mai subtile dimensiuni. Cu viața reală, nu cu viața digitală. Exact. Și uite, mi-aduc aminte, o puștoaică a venit acum câțiva ani, din păcate, s-a retras, da? S-a retras forțată de situația precară financiară de acasă. Și puștoaica, mi-aduc aminte, de la examenul ăsta vocațional, una dintre probe este text la prima vedere. Atunci ne dăm și noi seama imediat cât de abili sunt copiii, cât au citit la viața lor, cât reușesc. Da, exact, intuiția lor, bineînțeles. Și puștoaica, când a pus mâna pe text, Doamne, a materializat niște feeling-uri, niște trăiri. Totul spontan. Extraordinare, da, și totul spontan. Și bineînțeles că am întrebat și noi, băi, fată, ce se întâmplă? Cum de poți materializa? Cum de poți ajunge la subtilitatea asta de înțelegere? Că nu este ușor, da? Un copil la sfârșitul clasei 8-a, hai să zicem, în principiu are acei 14 ani, da? Și puștoaica îmi spunea, păi de pe mine de foarte multe ori mă ajută mama. Noi foarte atenți. Păi spune și nouă, cum te ajută mama? Păi eu mă duc la mine în cameră, mă gândesc că acum ar trebui, după aia vin și citesc cu mama. Și mama îmi zice dacă e bine sau nu. Îi dă feedback. Da, îi dă feedback. Bun, acum, nu poți să nu te întrebi. Tu ai deja peste 2 decenii de pedagogie, poți să faci comparații. Ți se pară diferite generațiile față de acum 20 de ani? Copiii da. De astăzi sunt diferiți da. Sau aparent? Da, sunt diferiți. Nici nu au să fie diferiți. În ce sens? Da, sunt diferiți. În multe sensuri. Și noi suntem diferiți. Dacă este și noi suntem diferiți, bineînțeles. Dau un exemplu simplu. Acum 20 ceva de ani, când am venit eu în școala asta, erau mult mai puțini copii. Încă mai era loc de, tot am vorbit de laboratoare, da? Încă mai era loc de câte un laborator în școală. Lucru individual. Da, erau mai multe spații de lucru și ușor, ușor școala s-a redimensionat, da, a crescut. Și astăzi cumva ne confruntăm chiar cu o acută lipsă de spații. Nu mai spun că, din păcate, laboratoarele au dispărut. Iar copiii au nevoie de laboratoare. Nu ne întoarcem, nu plecăm mai departe de rezultatele naționale de la... Câți elevi ai în clasă? Păi după noua legislație, acum în clasă sunt 24 de copii. Clasa de teatru are doar jumătate de grupă, deci 12 copii și 12 copii sunt copiii de la balet. Pentru că la un moment dat s-a simțit nevoia reducerii școlii cu o clasă și s-a redus jumătate din clasa de teatru, jumătate din clasa de balet. Sunt și intersecții între cele două clase sau e o separație destul de fermă? Sunt intersecții pe trunchiul comun, da, teoretic. Pentru că de multe ori noi avem surpriza să ne vină tot de la Băncilă, da, la coreografie, copii cu o teatralitate foarte interesantă. Da, 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 bineînțeles. Păi, au și cursuri de istoria baletului, mulți dintre ei sunt interesați și chiar mai trec prin cursuri de artă actorului și plus că e acolo materializează sentimente, emoții, tot felul de situații în interiorul momentelor de balet pe care le fac, chiar dacă e clasic, chiar dacă e contemporan. Când îți dai seama pe parcursul celor 4 ani că un copil, un elev de-al tău va ajunge departe? Când ai intuiția asta? Da, nu cred că poți să-ți dai seama despre așa ceva. Nu. Și nici nu cred că vrei să-ți dai seama. Hai să-ți dau un exemplu. Aveam un copil și complet dezinteresat. A avut el un vibe inițial foarte bun, care l-a părăsit. Da, și vibe-ul ăla, știi, s-a dizolvat. Problema este că a parcurs cu greu anii finali, da? Deci clasa 11-a și cu clasa 12-a eu eram un picuț desamăgit și mă reîntâlnesc cu el și am descoperit un copil cu totul și cu totul altfel. Îi revenise într-un anumit fel energia, cheful de viață, anturajul de la o facultate de, cred că, management spre care s-a dus, s-a dovedit a fi cât se poate de benefic pentru el. Da, nu înseamnă că am găsit cheia tuturor răspunsurilor cu profilul art actorului, dar art actorul este foarte benefic. Le dă posibilitatea copiilor să expandeze, exact așa ca un popcorn. În general, nu cu dintr-o clasă de 12, să spunem, câți ajung într-o facultate de teatru? În principiu, știu eu, între 15-30%. Adică nu s-au dus niciodată 3-4 toți. Ar însemna chiar și mai mulți, da, chiar se duc, câteodată chiar și mai mulți. Că noi am avut clase și de 28. Și din 28 am avut într-un an 17 copii care s-au dus spre... E un indicator obligatoriu pentru voi să aveți continuitatea asta? Nu, sau nu neapărat? Nu, nu este niciun indicator. De multe ori chiar nici nu știm ce se întâmplă, pentru că mulți copii se duc și se înscriu fără să mai anunțe școala. La facultăți aflate, la Timișoara, la Sibiu, la București urma, și le pierdem urma. Exact. Și după aia ne trezim că deja e actor, să zicem, la Craiova. Băi, dar cum? Dar a făcut facultatea la Târgu Mureș. Ai avut surprize de asta? Da, bineînțeles. Păi n-am știut, nu că n-am știut, habar n-am avut. Da. Poți să ne vorbești un pic de structura curriculară pe parcursul celor 4 ani? Cu ce începeți, cu ce terminați? În cadrul profilului nostru de art actorului. Da, încă o dată subliniez, nu ne propunem să le insinuăm cumva copiilor în cap că sunt actori. În primul și în primul rând, noi căutăm să-i ducem ușor pe acest drum al improvizației, pe drumul bucuriei de a înțelege viața din perspectiva acestor mici fărâme de creație artistică. Și pornim niște la exerciții cât se poate de simple, care să genereze în primul și în primul rând încredere. Trebuie să și înțeleagă copilul ușor, ușor corporalitatea, da? După care trebuie să înțeleagă ușor, să reclădească înțelesul lucrurilor cu obiectele. Trebuie să reclădească înțelesul relațiilor interumane. Ușor, asta o faceți ușor de la început, din clasele 9-10? Din clasele 9-10, pentru că eu cel puțin întotdeauna am mizat foarte mult pe poezie, fiind un text hermetic, un text foarte scurt și care trebuie să-i dea posibilitatea actorului sau elevului de la profilul art actorului să materializeze într-un interval foarte scurt, de 1-2-3 minute, o întreagă poveste de viață. Și atunci am zis că, bă, este un text mai mult decât fundamental și haideți să-l studiem. Și atunci, bineînțeles că lucrurile cumva sincretic, știi, se întrepătrund în interiorul acestei poezii. Da, și cumva se așează de la bun început, da, în de la bun sensibilitatea început, da, copilului. Ținând cont că la începutul clasei a 10-a încep și primele concursuri de profil, pentru că li se dă copiilor, li se dă așa posibilitatea să crească și să decanteze niște lucruri bune. Deci intră deja la scenă, cum ar veni. Da, hai să nu-i spunem intră la scenă, dar intră în niște concursuri în care își dovedesc capacitatea de a înțelege viața, în primul și în primul rând, prin aceste poezii. Crezi foarte mult în poezie, nu? Da, și mărturisesc că e o chestie insuflată de taică-miu. Ai practicat recitarea la un nivel... Da. Apreciabil. Da. Și chiar am în cap, că tot am vorbit de proiecte film, am în cap un proiect din zona asta, să filmez câteva poezii. Deci am văzut că lipsesc de pe piață. Deseori copiii, nu copiii ai profilului art actorului, copiii din varii licee își doresc să vadă poezie și nu au unde. Da, dar uite, și la nivel de actorie profesionistă sunt tot mai puțini recitatori aia pur sânge. Da. Ion Calamitru cred că e unul din ultimii recitatori. Și l-am admirat într-un spectacol acum vreo 20 ceva de ani. Constantin Chiriac mai merge pe formula asta recitării de poezii. Mai sunt câțiva, dar foarte puțin, ca și cum ar fi căzut în disgrație relația asta poezie-teatru. Poezie e foarte grea. E grea. Deci poezie este foarte grea. Să ai curaj să susții un spectacol de poezie tu singurel o oră și ceva, trebuie să dovedești un foarte mare potențial artistic. Da. Și poezia ne întoarcem la capacitatea actorului de a materializa într-un minut și ceva, două, trei, un roman. Și de a genera un anumit de emoții. Da. Și că ne-am adus aminte de Caramitru, un extraordinar recitator de Eminescu. Un extraordinar recitator este și Horațiu Mălăele. Și chiar am vrut să-l întreb acum câțiva ani de ce nu există un material filmat consistent cu poezie lui, el fiind un recitator extraordinar de inteligent. Pentru că aici ai nevoie de foarte multă inteligență să poți să pătrunzi într-un tip atât de scurt în dimensiunea aia, știi, subtilă a înțelesurilor. Uite, Vale Mocanu a avut inspirația, a fost student al nostru la teatru, să creeze un film cu poeți ieșeni, cu poezii de ale lor. Fabuloși. Da. Știi proiectul, nu, Bănesc? Nu. Și a ieșit o chestie care ar merita continuat, ar merita... Da, bineînțeles, păi Iașu are ce să spună în materie de poezie. Da, nu, cum spune-mi o chestie, există o rețea, țineți legătura cu alte colegii de similare de artă, cu alte... Non-stop. Da? Da, păi cât de bine stăm în România? Ai o imagine de ansamblu a peisajului actoricesc la nivel de liceu? Imaginea este una cât se poate de concretă, pentru că noi ne întâlnim constant în concursuri, festivalurile, în concursurile de profil. Da? Ne întâlnim la Olimpiadă, ne întâlnim, mergem constant de, cred că dintr-un bun început, cred 15 ani, la festivalul de la Brăila, un festival făcut de niște colegi de-ai mei. Unde au un colegiu foarte bun. Da, au un colegiu foarte bun și foarte mulți dintre ei vin și fac facultatea la Iași. Da, așa e. Și așa. Profesori foarte dedicați, dăruiți total, 100%, care iubesc copiii cu mare patimă și copiii înțeleg această implicare, acest tip fundamental de iubire și răspund în consecință. Ne întâlnim, uite, ultima oară am fost la Târgu Jiu, unde am stat aproape o săptămână, a fost o Olimpiadă de teatru. Copiii noștri chiar au și luat niște premii importante și unde la fel am regăsit acolo o școală foarte bună și niște profesori extraordinar de bine implicați. Extraordinar de bine implicați. Cu un teatru foarte, foarte bun și un oraș frumos pe care eu îl știam întreagă, dar l-am descoperit așa foarte cochețel, foarte Târgu Jiu, simpatic, nu? Târgu Jiu, da. Cu, bineînțeles, toate operele importante. Da, evident că asta e al lui Brâncuș. Spune-mi, voi puneți un accent destul de apăsat așa pe ideea de competiție. Asta stimulează sau până la urmă, până formă de presiune asupra creației? Eu nu pun accent pe chestia asta, competiția. Mai degrabă pun accent pe, nu știu, pe un anumit tip de înțelegere, pe un anumit tip de muncă și rezultatul nu-l văd musai sau nu-l cer niciodată în premii. Și nu-i focalizez, nu-i setez niciodată pe copii să vadă lucrurile din perspectiva asta. Nu. Ci din perspectiva mai degrabă a lucrului bine înțeles, a lucrului bine construit, a celor pași mici, foarte bine acoperiți. Și în condițiile în care lucrurile astea se succed așa cum trebuie, știi, creșterea vine de la sine. Da, clar. Și creșterea este fundamentată atunci pe bucuria lucrului bine făcut. Și nu pe o presiune exterioară. De multe ori s-a întâmplat că din spate a venit și câte un premiu. Dar sub nicio formă nu-i focalizez, nici de cum. Din contră, chiar de multe ori lupt cu cei mici să le scot din cap chestia asta. Adică să-i fac să înțeleagă că, băi, lăsăm să primeze umanitatea, lucrurile alea subtile pe care cu adevărat actorul ar trebui să le poată materializa. Da, nu pot să nu te întreb de câteva nume care au confirmat, adică elevi de-ai lui Nucu Ionescu care au ajuns actori pe scenele românești. Am vorbit despre Sergiu Moraru. Sergiu Moraru, da. Sergiu Moraru și pe Sergiu îl putem vedea în acest film Herman sau Povestea unui torționar, unde Sergiu este foarte interesant. Un actor talentat, eu îl remarcasem și la Bârlad în perioada cât a stat acolo. Da, din păcate n-am văzut nimic cu Sergiu atunci din perioada aia. Se reprofilase pe regie, a avut un traseu mai sinos, plecase în străinătate, nu mai știu mare lucru de Sergiu. Și Sergiu probabil în căutări. Da. Vlad Gigan, un alt fost elev de-al meu pe care lumea știe din multe filme, da? Cred că unul în care l-am văzut cu drag, e posibil să fi fost Nuntă în Basarabia. Așa, o altă fostă elevă de-a mea, binecunoscută astăzi în România, Olimpia Melinte. Eleva ta, Olimpia, da? Da, Olimpia. Asta chiar e un motiv de mândrie reală. Da, o fată foarte specială, cu o energie importantă. Am lucrat deseori la un nivel foarte, foarte puternic de înțelegerea lucrurilor și s-a demonstrat, e și o puștoaică cu un șarm extraordinar pe film, ceea ce e un lucru nemaipomenit. Voi lucra și pe film în liceu? Nu. Dar se mai întâmplă, mai avem proiecte de genul ăsta. Care, un exemplu l-am dat prin doi puști de mei pe care i-am băgat în această povestioară numită Salina, da? Povestioara unei puștoaice de etnie romă ce își dorește, da, cu toată ființa sa să ajungă să studieze vioara. Da. Da. O poveste foarte frumoasă, un scurtmetraj de 1/2 de oră, bun, tare de tot. Și, din păcate, n-au fost suficiente festivaluri unde să putem înscrie. De obicei nu. Ce tip de relație se leagă între profesorul Ionescu și elevii lui? Vă continuați relația asta după bacalaureatul lor? De multe ori s-a întâmplat să colaborăm în tot felul de proiecte. Deci adică vă regăsiți după aia? Da, pentru că suntem în această piață a divertismentului, vrei nu vrei, și întâmplarea a făcut că am colaborat cu o fostă elevă în teatru, ne-am trezit, jucam împreună în același spectacol, m-am trezit cu alți elevi, punând la cale câte un proiect pe care l-am materializat la un moment dat într-o emisiune TV, cum a fost Deschis la distracție, pe care l-am făcut la Palace, împreună cu Vlad Baba și cu Sergiu Moraru. Că am pornit de la un joc și am început ușor să adunăm niște idei și să ne gândim, băi, cum ar fi să facem o emisiune. Și culmea, emisiunea chiar a avut succes. Am făcut o emisiune, cred că printre cele mai așezate așa și mai titrate emisiuni. A avut și o anume longevitate, nu? Din țară, da, am avut și o anumită longevitate cu ea și eu m-am uitat la un moment dat din proiect și vreau să spun că, uite, că am materializat chestia asta cu învățarea continuă, cu, știi, să nu pierdem contactul cu elevii pe care îi aveam, să încercăm să materializăm și după ce se termină. Dar apropo că ai pomenit de piața distracției, cât de deschis se pare Iașiul pentru mediul ăsta al distracției, nu în sens peiorativ, într-un sens, să spunem, profesionist? Foarte puțin. Puțin. Da. Foarte puțin. Lumea vrea să se distreze. Dar suntem prea serioși sau care? Nu, lumea vrea să se distreze, dar avem nevoie, de exemplu, de teatru independent. Nu-l avem. Un oraș cum este Iașul, da? Cum să spun eu, sămânță la tot ceea ce înseamnă spiritualitate modernă, da? Contemporană, da? Pornind, dacă e să zicem, da, de toată partea asta modernă a ultimilor 150 de ani, da? Să spunem că sunt, da? Bun. Iași este un oraș de foarte mare potențial. Nu se poate să nu activeze câteva trupe bune, importante din zona teatrului independent. Așa ar fi logic. Numai că teatrul independent nu se poate clădi decât pe un foarte bun și de calitate sprijin din partea oamenilor de afaceri. Oamenii de afaceri încă nu au înțeles nevoia de independență artistică. Trebuie să lași și, nu știu, actorul să construiască singurel tot felul de prostii, dincolo de toate furcile astea, știi, caudine pe care le-ar aduce ministerul sau diriguitorul de fonduri. Da? E o problemă Iașului sau o problemă românească în general? Cred că momentan este o problemă românească. Nu sunt oamenii de afaceri încă suficient, nu știu, de potenț financiar, știu eu, ca să înceapă să susțină cu adevărat arta, că arta trebuie susținută. Și uite, în Timișoara sunt exemple fix în linia ceea ce spui tu de oameni de afaceri care investesc în arte vizuală, să spunem. iarăși foarte important. Dar există deschiderea asta spre ideea de artă, care la noi e într-adevăr... Nu văd pe viitorul apropiat ce se va întâmpla. Da, din punctul meu de vedere, potențial există, pentru că avem facultatea. Facultatea, vorba aia, generează o grămadă de tineri foarte buni. Da. Și unii dintre ei sunt chiar foarte buni și o demonstrează. Asta se vedea Olimpia Melinte, da? Despre care am și vorbit. Care Olimpia a jucat în filme importante, din câte știu are un premiu Gopo. Nu are un premiu Gopo, are și un premiu Goya, da? Obținut în Spania. Copii care sunt astăzi cadre didactice la universități din țară, universități din străinătate și care cu siguranță ar putea să se materializeze foarte bine pe zona aceasta independentă. Dar zona independentă are nevoie de bani. Da, eterna problemă. Un fost elev de-al meu, Mișu, este cel care a avut teatru fix. Mihai Pintilei? Mihai Pintilei, exact. Vorbim de foști elevi ai noștri. Da, și Mihai, până la urmă, Mișu s-a reîntors la Marea Lui Dragoste, după ce a încercat și el să facă altceva, s-a reîntors la Marea Lui Dragoste și a pus bazele acestui teatru fix, care a funcționat foarte bine câțiva ani. Din păcate, nu știu ce s-a întâmplat după un anumit timp, și teatru fix și teatru din stejar au sucombat, cumva sunt discuții traumatice pentru ieșieni în zona teatrului independent. Da. Și există o teamă a tinerilor de astăzi de a iniția proiecte pentru că se uită la ce au pățit cele două teatre și dispare curajul de a risca. Ne confruntăm și cu faptul că Iașul este un oraș foarte aglomerat, se pierde foarte mult timp în trafic, lumea este foarte obosită. O văd și la mine, de foarte multe ori îmi lipsește cheful de a mă duce spre artă, să mă duc să văd un film, să mă duc să văd o piesă de teatru, să mă duc să văd un balet sau o operă sau pur și simplu să particip la o seară culturală unde, nu știu, cineva lecturează poezie contemporană. Da? Deci toate se întâmplă și pe fondul oboselii noastre, care câteodată e cronică. Da. Nu că ai terminat la finele anilor 90 actoria, aș vrea să intrăm un pic în zona asta, la clasa lui Costel Popa, Constantin Popa și Adi Carauleanu. Nu pot să nu profit de prezența ta, să te rog să faci o evocare a figurii, în primul rând, a lui Costel Popa, un tip foarte interesant, ieșenii de o anumită vârstă și-l amintesc, probabil, de pe scena naționalului. La fel cum aș vrea să evoci un pic atmosfera acelor ani și tipul de atitudine pe care l-ai tu privind peste umăr la acea perioadă. O perioadă foarte frumoasă. Eu am intrat în școala asta având deja 25 de ani. Erai matur. Da, eram suficient de matur. Cred că eram cel mai mare din clasă. Aveam colegi care cred că aveau 21-22 de ani, cei mai mari cum ar veni. Școala am făcut-o inițial în corpul de lângă hală centrală, corpul Iprochimului, unde acolo am beneficiat de niște săli spectaculoase și spectaculare de repetiții. Erau niște săli mari, foarte înalte, preluate inițial cumva așa goale, știi? Pe care ușor așa, știi, cu foarte mult angajament am început să le umplem, știi? Să le umplem și cu toată energia noastră și ușor, ușor să le umplem, să le transformăm în adevărate săli de teatru. Da. După care am revenit aici în spațiu din centru, la sfârșit, în anul 4 și bucuria noastră a fost că am avut niște profesori foarte buni, foarte dedicați. Constantin Popa, un băiat foarte deștept, de altfel, și dramaturg și poet. Discutam mai înainte despre poezie și dacă mai ajunge astăzi Constantin Popa la generația tânără, prin mine să știi că ajunge, pentru că lucrez pe poeziile lui. Eu iubesc foarte tare poezia, da, am câteva foarte dragi și deseori le dau copiilor să le citească. Copiii își selectează pentru că le simt foarte aproape de inima lor. Și deseori îl reclădim în fața noastră, știi, din punct de vedere spiritual, pe Constantin Popa. Deci, uite, o reverență simbolică pentru memoria. Nu mai spun că Iede Gîrgiu, pe care îl știi, da, fratele lui Tavi Jigirgiu, profesor la Facultatea de Regie în Iași, a compus niște melodii extraordinar de frumoase pe câteva dintre poeziile lui Constantin Popa. Le-a prins Constantin Popa, melodiile sau... Da, da, le-a ascultat. Da. Și dacă o să ai ocazia și va veni vreodată Iede în Iași, poți să-l inviți la emisiune și poate să ascultați împreună melodiile, care sunt literalmente fabuloase. Cum era ca profesor, domnul Popa? Că el așa ca personaj era foarte spectaculos. Eu nu l-am avut profesor, nu ne filma teoretice. Ca profesor, foarte atent. Și responsabil, un om serios. Da, responsabil la modul că nu s-a pus problema niciodată ca domnul profesor să nu vină la oră. Deci chestia asta nu exista. Și nu s-a pus problema vreodată să lase lucrurile să treacă la cum o fi. Și făceam o foarte temeinică, consistentă analiză de text. Mie îmi plăcea oricum să fac analiză de text și îmi plăcuse până atunci, la nivelul acestor 25 de ani, să citesc destul de mult. Și îmi plăcea că intram în esența textului, în esența lucrurilor. De multe ori aveam niște discuții zbuciumate, așa, care deseori devineau, știi, adevărate conflicte intelectuale. Și chestia asta, cum să spun eu, zic eu că ne-a dezvoltat. Avea și umor, totuși. Da, avea un umor. Amintești ce spectacol lingvistic producea uneori domnul Popa? Da. Datorită faptului că era un băiat foarte citit și căruia îi veneau cuvintele. Da. Că e foarte important să-ți vină cuvintele atunci când ai nevoie de ele. Și ca actor, mi se părea un actor special, cu intensitate. Eu l-am văzut cu mare drag în multe piese și mi-a rămas în cap cu una dintre ele, cred că juca un rol foarte bun în Preferam să mor de râs. Mi-a rămas în cap acolo. Da, un intelectual care află că e bolnav de cancer și un rol foarte subtil, foarte greu, foarte... El care chiar a și trecut printr-un episod, dacă nu chiar două. Făcea clasă cu Adi Carauleanu. Da. Cum era Adi? Adi foarte atent, foarte prezent întotdeauna la ore, da, foarte spiritual prezent și întotdeauna ne propunea pe acest traseu al improvizației, da, un anumit tip de dezvoltare, de deschidere intelectuală, de care actorul, fără drept și poate, are foarte multă nevoie. E păcat că n-a continuat cariera asta pedagogică, pentru că mulți din foștii studenți, uite, îl pomeniți în culori luminoase. Da, eu am făcut cu Adi exercițiile de improvizație, s-au întins pe parcursul câtorva ani și exercițiile astea erau foarte temeinic făcute, căutam împreună, ne zbuciumam soluții cât mai elegante, cât mai rafinate, cât mai, cum să spun eu, în lumina modernității, în teatru. Da, am lucrat foarte frumos. Foarte importanți, mai ales că noi am făcut atunci și nu a apărut încă nebunia asta cu Bologna și am făcut 4 ani. Acum văd că s-a revenit din nou la 4 ani. Și-a dat seama lumea că nu-i bine. Nu-i bine, da. Aveai încă din timpul facultății colaborări cu scenele orașului? Am avut bucuria, tot propus de Adi, să-l cunosc pe Nikolov Pervili. Da, un regizor din Bulgaria. Bulgar, da, un regizor din Bulgaria. Prinsese la un moment dat, cred, o bursă în București și făcea regia la clasa Cătălinei Buzoianu. El fiind la bază actor, jucase prin câteva teatre în Bulgaria și la un moment dat a simțit el nevoia să facă regie. Și a venit, a învățat limba română, știa despre Cătălina Buzoianu, admira nespus, avea nevoie de un tânăr într-un spectacol și m-am trezit că Adi i-a vorbit despre mine. Și a zis că, băi, hai să ne întâlnim, să facem ceea ce înseamnă astăzi un casting. La Teatrul Național era. La Teatrul Național se întâmpla povestea asta și m-am întâlnit cu Vili, pe care de-a lungul anilor L-am și iubit și l-am și respectat foarte tare și am materializat foarte multe proiecte împreună. A murit între timp, nu? A murit săracul, da, și ne-a răscolit pe toți vestea asta, că am aflat la multă vreme după ce se întâmplase. Și n-am putut să trimitem noi și noi nici măcar, știu, o scrisoare de condoleanțe sau ceva. În fine, asta este. Nici astăzi nu știu exact unde este îngropat. Cred că se reîntorsese în Bulgaria la un moment dat. Nu știu, n-am avut cu cine să iau legătura. Vezi, trăim într-o epocă a rețelelor foarte strânse, dar uite, trezești că la un moment dat între doi oameni apropiați. Și ai prins distribuția în spectacolul de atunci, nu? Și da, și am avut bucuria și am jucat la Național cu Doina, în primul rând, pe care o iubesc foarte tare, Doina Carauleanu, o actriță absolutamente fabuloasă, de la care am învățat foarte mult. Adică ce am învățat atunci, eram undeva, cred că în anul 2, și am învățat de la Doina ce înseamnă cu adevărat să te concentrezi la repetiție. Și a fost așa, știi, ca un declic, văzând-o cu câtă bucurie își materializa acolo, la botul calului, toate energiile. Da, o poftă de joc teribilă. O poftă de joc, da, și mi-a insuflat, așa, știi, o bucurie extraordinară. Da, și atunci a început o colaborare foarte bună. Dar debutul tău oficial, când ar fi după absolvire? După absolvire, tot la Național am jucat câteva spectacole. Cred că ultima, Dragostea lui Don Juan... Irina Popescu Boieru, nu? Nu, ultima Dragostea lui Don Juan, făcută tot de Vili. De Vili? Da, și Ursul făcut tot de Vili. Și culmea, cred că ce-am făcut, Fata fără zestre, tot de Vili. Da, am avut multe colaborări cu, ne-am stimat și ne-am îndrăgit așa foarte tare unul pe altul. Da, dacă tot suntem la capitolul ăsta al Naționalului, ai avut frecvent colaborări cu cei de acolo, da. Sau cumva sau... De prin 95-96, sau întrerupt în 2015-2016 după colaborările cu Claudiu Goga. Da, nu, cred că s-au întrerupt undeva prin, cred că m-a vrut 5-6 ani. Da, cred că m-a vrut 5-6 ani. Ai avut dorința vreodată de a deveni actor angajat al Naționalului? S-ar fi schimbat destinul tău semnificativ? Știi, totdeauna a fost o chestie... N-aș fi vrut să plec din învățământ. De ce? Îmi place chestia asta. Inițial am vrut să mă fac fizician. Adică știu eu, cred că eram prin clasa 10-a. Aveam un profesor pe care îl iubeam foarte tare la Negruții, Pustianu, și un declic atunci s-a produs, știi, am conștientizat eu că trebuie să fiu foarte mișto meseria asta. Să stai să interacționezi cu ăștia mici, să-i înveți, să-i pui pe drum, știi? Și mi-a rămas în cap chestia asta, nu știam eu cum să o materializez și la un moment dat m-am gândit că cred că mi-ar plăcea profesor de fizică. Și am plecat câțiva ani pe drumul acesta al fizicii, numai că vezi, tângeam foarte mult după teatru, nu prea era nimeni în viața mea care să mă susțină, dă băi la teatru, că știi povestea asta cu teatru, bă, ca să dai la teatru trebuie să ai talent. Făceați teatru la Negruții, aveați nu aveam, ceva, nu. Atunci nu se prea făcea teatru, rar se întâmpla să găsești kinderi de ăștia care să ajungă undeva într-un club unde să se facă teatru. Dar mergeai pe la spectacole, nu? Adică erai... Mergeam la spectacole, da. Mergeam la spectacole constant pentru că nici nu erau toate gadgeturile astea de astăzi și chiar aveai nevoie de cultură. Nu știu, generația mea chiar la un moment dat a manifestat foarte clar nevoia de a citi, de a se racorda la o operă bună, la un balet bun, la o piesă de teatru bună și să nu uităm, Iașul chiar a avut actori, adică nu mai departe de Vâlcu, Vitcu. Actori și un mediu cultural foarte puternic. Un mediu cultural foarte puternic, da. Și mi-aduc aminte că lumea nu prea se ducea la teatru, știi și tu foarte bine, de foarte multe ori sălile erau goale, dar astăzi, uite, vezi, la pachet cu tot managementul ăsta un picuț mai agresiv, cu banii care probabil sunt ceva mai consistenți pe piața aceasta, da, publicității, pare că lumea are sălile sunt pline, da, de multă vreme sunt sălile pline sau se întâmplă de nu găsești bilete. Da, decât cu când e vorba mai ales de semnătura unui regizor cu naturalitate. Mi s-a întâmplat la un Chiuvana de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, m-am dus să-l văd pentru că erau vibe-urile alea fabuloase, știi, din jurul spectacolului. Spectacol montat de Andrei Șerban, celebru și m-am chinuit, cred, vreo 3 luni să fac rost de bilete. Deci una la mână, că erau vândute pe vreo 2-3 luni înainte și trebuiau cumva, știi, găsite spectacolele care să-mi permită și mie călătoria până la Cluj și înapoi, ca să nu se suprapună pe ce mai aveam de făcut. Și m-am bucurat nespus, am zis, băi, fabulos, uite, vezi ce înseamnă un spectacol de foarte bună calitate. Tot în perioada aia, nu, cu începutul anilor 2000, în Iașiul cultural apăruse Benoît Viț. Da. Un personaj pictoresc, imprevizibil, te puteai aștepta la orice. Ții minte scandalul cu evangheliștii? Erai și tu prezent în ecuațiile lui Benoît Viț. Un alt regizor cu care am lucrat cu foarte mare drag. Da. Noi ne știam de câțiva ani înainte. Benoît fusese șeful Centrului Cultural Francez. Da, exact. Da? Plecase după aia în Ucraina, cred. O altă misiune diplomatică, vreme, da, o misiune diplomatică, revenise și intrase în Ateneu. Ateneul tocmai se reclădise, se transformase în această clădire nouă și avea cumva, știi, acest ambitus spre modernitate, știi, da, elanul ăsta spre modernitate, spre experiment, spre cutare. L-a înțeles foarte bine Benoît și a căutat să-l materializeze. El însuși un adept al avangardismului, al suprarealismului, de tot felul. Da. Și căuta texte noi, căuta să le materializeze, traduceri cu limbajul contemporan. Că astăzi o grămadă de regizori se confruntă cu problema asta, uite, nu mai departe, de regizori care vor să remonteze Cehov. Da, da. Și nu se mai pliază pe traducerile de acum 100 de ani, cum este și firesc. Și caută să le rescrie, să le adapteze cumva în gura actorului contemporan. Și să aducă o formă de dramaturgie personală, suprapusă pe dramaturgia clasică. Da. Ce spectacole îți amintești ca fiind demne de a fi menționate din perioada aia? Din perioada muncii cu Benoît, da. În primul rând vreau să spun că era o energie foarte frumoasă. Făceam teatru cumva fără bani. Bugetul Ateneului era un buget low, low. Și din bugetul ăla trebuia să reușești să împaci pe absolut toată lumea, să faci un spectacol bun, să nu fie chicios, iar spectacolul ca să aibă o picătură de luminozitate, știi? Adică el să treacă bariera acelor minime nevoi estetice, are nevoie niște bănuți, nu poți să faci, da? Așa, deci cu elan, dar până la un punct. Și munceam foarte mult, ne implicam împreună chiar în construcția tehnică a spectacolului. Adică eram și actor și munceam foarte mult. Tehnicieni erați și muncitori. Exact, și tehnicieni și muncitori, să-l și materializăm concret. Și asta mi s-a întâmplat inclusiv când am regizat un spectacol pe care îl și scrisesem, Love for All. El cu niște ani înainte chiar luase un premiu în Italia. Și am vrut să-l materializez la Ateneu, în continuare nu erau bani, Benoît plecase și m-am trezit că, printre altele, o bună parte din scenografie am construit-o împreună cu scenograful. Da, lucram atunci cu Radu Carnariu, un băiat extraordinar de talentat, la fel unul dintre artiștii vizuali foarte importanți astăzi în oraș. Și cu Benoît am materializat, mi-aduc aminte foarte bine. Cred Underground, să nu fac, cred că Underground. Da, Underground. Da, am avut un spectacol Underground, da. Am făcut un spectacol, era și o comedie tradusă după un autor rus contemporan, Hai să facem sex. Nu ăsta era titlul spectacolului, dar Benoît a zis că, băi, hai să găsim ceva interesant, autentic, să nu fie chiar foarte sfidător, știi, dar care să facă, știi, îl interesa pe Benoît să bage bățul în gard. Să bage micul bățul în gard. Și, bineînțeles, a început o întreagă răzmeriță la nivel local între Benoît și poliția locală. Asta e urma deja scandalului cu evangheliștii, dacă ți-am amintești. Da, la nu foarte mare perioadă de timp, da. Da. Și a început jocul ăsta, da, uite afișul, nu e afișul, cu poliția locală din Iași, care poliția locală din Iași încă nu înțelegea cum să admită. Eram primitiv, da. Cum să admită, mi se face un pic rușine când mă uit în spate, la trecutul recent. Dar să știi că lucrurile nu s-au schimbat foarte tare. Totuși, nu cred că s-ar mai amesteca poliția locală în treburile astea. Da. Cumva erau și îndreptățiți. Apărea la un moment dat pe pe afiș, un punct de afișaj foarte important era undeva pe perete la Agenția Tărom. Adică exact în centrul Iașului. Exact, să vezi acolo mare, hai să faci un sex. Era o comedie foarte rafinată. Da. Nu se vorbea urât, era categoric. Extraordinar de elegantă și chiar am jucat-o câțiva ani cu foarte mare drag și cu sălile aproape în permanență pline. Și Benoît era foarte mândru. Și textul fusese tradus într-o foarte mare viteză de Benoît și cu câțiva din echipă, la fel, tot tineri, da, de foarte mare elan, câțiva studenți, cred că pe la Universitatea Cuza, nu știu dacă neapărat pe la vreo secție de litere, dar tradus la foc automat în vreo 2 zile și culmea, știi, chestia de asta făcută într-o foarte mare viteză, care a ieșit extraordinar de bine, se lega extraordinar de bine. Dacă stai să traduci un text cu răbdare, probabil poate să-ți ia și săptămâni întregi. Da. Și ne-am trezit, l-am citit, a apărut în oraș Erica Moldovan, era student atunci în primul an, era exact parte de candoare de care avea nevoie povestea. Și ne-am trezit că o materializăm cu viteză foarte mare și că devine de adevărat un succes de casă. Ați dat lovitura cu spectacolul, dar într-adevăr, dincolo de spectacolul ăsta, a început publicul să fie interesat de Ateneu. Adică, da, evident că nu era totul perfectiv, da, era perfectibil acolo, dar cu grijă. Ne atrăgeau nebuniile alea lui Benoît, care ajunsese să distribuie, dacă ți amintești, cetățeni romi din cartierul Tătăraș în spectacole. Am jucat în spectacolul ăla o poveste despre Lorca. Da, exact, da, exact. Chiar se chema, cred, Lorca. Da, foarte bine. Din păcate, iarăși un spectacol foarte mult, cu făcut de nimic. Fonduri, da, făcut de nimic, da. Cu tot în perioada aia, nu fusese ceea ce am putea numi epoca de aur a Iașului la nivel de teatru în baruri. Ții minte că apăruse moda asta, care astăzi a dispărut, cred că erau vreo 4, 5, 6 la un moment baruri care găzduiau spectacole. Da, și la un moment dat chiar am încercat să materializez și eu câteva spectacole în zona asta. Am încercat o redimensionare, da, o reinterpretare modernă a unui text cehovian, cred, Ursul. Nu prea mi-a plăcut, da, după care am și abandonat chiar ideea. Astăzi, în schimb, mi-a revenit cumva, știi, împreună cu Sebastian, gândul ăsta să încercăm să facem un musical. El se și pretează pentru că povestea se întâmplă într-un bar, știi? Ne gândeam la Colivia nebunelor și am zis, bă, cum ar fi să încercăm cumva, știi, să clădim, că sunt niște baruri chiar suficient de potrivite ca dimensiune, în primul rând. Și ca spațiu, da, ca atmosfera spațiului. Da. Și e un gând acum care ne tot dă târcoale și să vedem dacă îl vom materializa. Mai avem 3-4 minute, nu cu Ionescu, actorul de film, principiul incertitudinii. E, chiar actor de film încă nu, dar da. Dacă joci în film, poți să spun că ești actor de film, nu? Și experimentul Pitești, te atrage zona asta? Ai părăsit teatru pentru... Sunt foarte implicat momentan în zona asta, am și făcut niște ani buni regie de televiziune. Mizând pe experiența pe care am acumulat-o cu emisiunea Deschis la distracție, unde noi dădeam cu capul. S-a prins bine experiența. Da, mi-a prins bine, veneam și după facultate de regie teatru și după experiența din teatru și lucrurile astea, vezi, ușor, ușor, pașii mici bine făcuți, dar aduc la pachet acele acumulări importante de care ai nevoie. Și ușor, ușor am început să cochetez cu filmul. Nu știu, ne-a intersectat, Doamne, Doamne, drumurile, mie și lui Sebastian, prin Teodora, soția lui. Și ușor, ușor am început, eu mi-am manifestat dorința de a lucra la partea de producție. Când un produs 100% ieșean. Un produs integral ieșean, da. Cinematografia ieșeană, nu prea avem ce vorbi despre ea. Nu, dar sperăm că la un moment dat, știu eu, să devină ceva. A avut succes filmul respectiv? Eu zic că da. A fost selecționat la câteva festivaluri, Mai nou am aflat că deja sunt niște mail-uri care tot vin din India. E un festival tot așa de film tehnic, cumva tehnic, festivalul nu știu cum se cheamă, nu mai am aminte exact. Și îl pistonează pe regizor, producătorii festivalului de acolo, că ar fi încântați să ajungă și filmul, dar eventual și o parte din echipă. Și să vedem cum vor decurge discuțiile în continuare. În toamnă vom vedea acum dacă este intrat pe lista finală a festivalului din Praga. A fost selecționat într-un festival la Moscova, ăsta chiar clar definit, filme care ating teme tehnice. E riscant acum să fii selecționat la Moscova. E riscant, dar în același timp când ne-am uitat pe listă, o grămadă de filme din Europa, din SUA, deci partea asta de cultural, că iartă-mă, nu pot să am vreodată ceva cu Tchaikovsky sau cu Rachmaninov sau cu Cehov. Nu cred că se pune vreodată problema să nu jucăm pe Cehov că e rus. Nu, este să asta nu facem confuzii. Mi se pare o prostie. Da, nu. Nu. Cultura depășește absolut orice barieră. Cu ultimul minut, ce-ți dorești cel mai mult pentru anii care vin, din punct de vedere profesional, evident? Cred că să fac film. Să continui niște proiecte pe film. Și în zona pedagogică? Și în zona pedagogică să continui ceea ce fac. Da, mulțumesc mult, baftă mult să ai, să știi că sunt cu ochii pe tine. Mi-am reactivat interesul pentru actorul Nicolae Ionescu și îți mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine. Ne revedem săptămâna viitoare, toate cele bune.